Cum a fost neamitică meciul aseară? Băi, frate, băi, l-auzeam pe un crainic care mie mi-a plăcut asta mondială. Era minutul 70 sau 75 și zice, a tras un șut la 3 metri peste bară. Era al doilea șut către poartă, nu pe poartă. Și zicea, la șuturi stăm bine. Dar n-am mai continuat. La șuturi în tribună stăm bine, știi? Asta a vrut să hai să-și citesc eu, să-și citesc eu. Deci comentariul de pe antenă al băieților a fost patriotic ridicol. Deci patriotic ridicol. Fii atent, mi-am notat numai 3-4, apropo că mi-ai ridicat bigea la pileu. Stăm bine la caseta tehnică, după, nu știu, pârna e de șut care am dat-o. Fii atent. Băieții noștri, dacă s-ar fi concentrat mai mult, au tras ei concluzie, sigur s-ar fi ridicat la nivelul sudamericanilor. Înțelegi? Avem o națională care poate să pună la respect pe oricine. Sau asta mai înțeles, care a fost genială. Îl rupe Marin pe Luis Diaz pe la mijlocul terenului. Iată-l pe Marin cum îl pune la respect pe jucătorul lui Liverpool, Luis Diaz. Băi, am leșinat cu comentariul așa de la... Bă, cum să comentez? Bă, eu înțeleg că ești patriot, dar nu ești ridicol. Deci ai văzut-o și tu, cum a fost? Jur că n-a fost nicio înțelegere între noi doi, de jur, da, pe această temă. Nu. Dar cum ți s-a părut? Dacă ești profesionist, ai dat seama. Că? Era penibil, mâncați. Comentariu, penibil, 80 de minute, nene, dacă nu mi-a... Până a făcut la schimbările și sau... Dar ce, ai dat televizorul mai încet? Nu, stăteam și mă gândeam, băi, fraților, dacă ăștia forțează, ne dau 6-7. Uh-huh. Îți dai seama. Uh-huh. Păi, dar de ce e asta, patriotismul ăsta, când vezi că nu jucăm? De ce să comentezi, neamitic așa? Doamne, a fost bine că au dat alea două goluri, să știi de la mine. Nu, dar te întreb, de ce să faci, de ce să comentezi așa patriotic? Tu ești de acord cu comentariul patriotic? Nu. Bă, când vezi că te rupă aia, că treca... Eu sunt de acord cu orice comentariu corect. Da. Să-i spui omului pe bune. Dumnezeu, ești o catastrofă, nu joci. N-ai jucat nici alarte, nici... Dumnezeu, nu joci de două luni bine. De ce să-ți fie rușine să-i spui? Și de ce să fii că poate îl îndrepti cu asta. Te-ai amuzat aseară? Da, ca să-i spui. Știi că ceva am văzut la tine... progresez foarte bine, dar ești de nota 3 acum. Da. Te-ai amuzat pe comentariul aseară? Hai, mama, da. Fii atent, eu mi-am dat seama că el a vrut să spună, dar s-a oprit, înțelegi? Cine? Comentatorul? Comentatorul. Că stăm foarte bine la șuturi și a continuat altceva, înțelegi? Da. În tribună, la șuturi. Adică și-a dat seama și el că era ridicol. Da, păi nu dădusem niciun șut pe poartă până atunci, era minutul 70. Cam de râs comentariul, cum a fost și prima repriză. Da, nu, eu nu, că da, sunt băieți tineri. Și, da, nu e. Și, da, zic. Unele au fost amuzante din cele spuse de ei, dar... Mă, se feresc să spun adevărul, eu nu înțeleg. Da.